M-am mutat aici în 2017, la începutul anului. Nu era mai nimic în zonă, în afară de două duplexuri peste drum. Aici începuse primul șir de case să se construiască. Am fost, cred că, a doua familie, noi cei care ne-am mutat aici. Și ușor, ușor, în 2 ani de zile, a crescut încă un șir de case. Văd că vis-a-vis mai sunt încă vreo 2 sau chiar 3 șantiere. O să vedem când ajungem pe acolo, o să vă arăt cam cum a fost evoluția lucrurilor din punct de vedere imobiliar în Cristian. Da, acum mergem spre autostradă, viitoarea autostradă la care se lucrează chiar și noaptea. Au o hărnicie băieții ăștia în ei. Acum nu sunt în Cârcotaș, unii spun că îi cam deranjează zgomotele noaptea. Dar așa e în România, dacă se face, de ce se face, dacă nu se face, de ce nu se face. Până aici e teritoriul comunei Cristian, de aici începe vulcanul. Practic, până aici cred că se va construi în neștire în următorii ani. Și aici am ajuns la viitoarea autostradă, foarte aproape de unde locuiesc eu. Acum nu știu ce să zic, o fi un avantaj sau un dezavantaj proximitatea asta față de autostradă. Suntem în zona în care va trece autostrada pe lângă comuna Cristian. De jur împrejur deja au început să se vândă foarte multe terenuri, mai mult decât atât au răsărit câteva cartiere de locuințe, într-un din ele locuiesc chiar eu. Foarte multă lume văd că este interesată de Cristian. Aici vorbim despre o comună printre cele mai bogate din țară. Sunt foarte mulți bani la bugetul local veniți din taxe și impozite, pentru că pe teritoriul Cristianului sunt multe companii mari. Pe lângă asta, bugetul este suplimentat cu fonduri europene. S-a reușit o absorpție destul de mare aici la Cristian, peste 7 milioane de euro, din câte știu, pe anul trecut. Și în afară de asta, avem o infrastructură bună aici. Vedem că rețeaua de utilități a comunei s-a extins foarte mult. Primăria investește în direcția asta, tocmai pentru că a sesizat trendul acesta. Se vând foarte multe proprietăți, terenuri și că sunt dezvoltatori interesați să construiască în zonă. Există și grădiniță bună, și școală, și acces chiar cu mijloc de transport în comun, pentru că există o rețea de transport în comun metropolitan aici la Cristian. Așa că oamenii sunt interesați să vină în zona asta. E o zonă frumoasă, de jur împrejur sunt munții, sunt multe opțiuni de drumeție, sunt condiții bune de a locui aici. A fost un miracol în momentul în care am văzut că au început lucrările la autostradă. Știm cu toții, brașovenii așteaptă de mult tronsonul de autostradă care se lege capitala de această zonă. Ei bine, din luna mai anul acesta au început lucrările. A început mai greu, ulterior, după vizite ale unor miniștri, prim-miniștri și așa mai departe, am văzut o accelerare. Ba, chiar acum se lucrează noaptea. E de bine, să spunem, pentru că se urgentează finalizarea lucrării, însă cei care locuiesc în cartier cu mine, spre exemplu, sunt deranjați de zgomotul produs pe timpul nopții de utilajele care lucrează aici, însă nu trebuie să fim cârcotași, trebuie să acceptăm situația, pentru că până la urmă ne dorim de mult timp un astfel de lucru. Cred că și obiectivul ăsta, autostrada, pentru care ne referim, a atras investitorii în zonă, investitori imobiliari, la ei mă refer acum, pentru că sunt sigur, în următorii ani, după ce lucrurile aici vor fi încheiate, aici vor răsări foarte multe probabil construcții de tot felul, de la locuințe până la firme care vor veni să-și locheze activitatea aici. La Râșnov avem o poveste oarecum diferită, pentru că Râșnovul în urmă cu mulți ani era un oraș industrial. Ei bine, pe parcursul trecerii timpului, de ani buni încoace, în urma administrației Veștea, dacă bine mi-aduc eu aminte, Râșnovul s-a dezvoltat, dar și-a ales o direcție turistică. Pentru că, având cetatea Râșnov acolo, o cetate cu o poveste destul de complicată pe care autoritățile au reușit să o ia în administrare în cele din urmă,
Această cetate a generat în jurul ei o grămadă de evenimente. Spre exemplu, la cetate anul acesta se așteaptă mai mult de 500.000 de vizitatori, ceea ce este un număr la care nu cred că îndrăzea nimeni să se gândească în urmă cu câțiva ani. Ei bine, și în jurul acestei cetăți și în jurul evenimentelor au apărut pensiuni, au apărut unități turistice și, mai nou, case de vacanță. Foarte mulți români și nu numai aleg zona Râșnov să-și construiască o casă de vacanță sau efectiv să-și petreacă aici concediile. La Râșnov, de asemenea, autoritățile acum în vedere extinderea puzului, astfel încât să acopere o suprafață mai mare de zone în care se vor putea construi locuințe, la fel și la Cristian. Există planul ca peste 60 de hectare să fie adăugate actualului puz și toate lucrurile astea vor duce la o dezvoltare. Acum e foarte important să vedem în ce fel se va dezvolta zona, pentru că, din câte am auzit, la Râșnov se vor putea construi chiar și blocuri cu 8 etaje, ceea ce nu cred că se va încadra foarte bine în peisaj și există riscul să stricăm puțin peisajul, atmosfera de aici, din această zonă. Din punctul de vedere al infrastructurii, văd că, cel puțin la Cristian, rețelele de apă, canal, electricitate sunt în permanentă dezvoltare. Chiar și aici, pe șoseaua Cristianului, șoseaua cu care se va intersecta la un moment dat autostrada, au existat lucrări de extindere. Mai sunt chiar după cartierul în care locuiesc eu și care e ultimul în momentul de față, cum mergi dinspre Cristian spre Vulcan, mai sunt deja niște străzi trasate, am văzut că au introdus deja canalizarea, așadar autoritățile locale vin cumva în sprijinul celor care vor să construiască aici sau vor să dezvolte altfel de proiecte. E și normal să se întâmple asta, pentru că altfel ar exista un decalaj și lucrurile ar putea să se blocheze. Însă, deocamdată, lucrurile merg bine. Deja prețurile au cunoscut o evoluție, pot să spun, spectaculoasă. Dacă acum 2-3 ani un teren în această zonă se vindea undeva la 10-12 euro metru pătrat, pe atunci neexistând utilitățile, acum se ajunge la un preț care pe alocuri depășește 40-50 de euro. Așadar, iată, de 5 ori mai mult decât se vindea acum în urmă cu vreo 2-3 ani. La Râșnov aceeași poveste. Au crescut prețurile pe partea de imobiliare, în special la terenuri. Undeva la 30-40 de euro găsim terenuri în zonele bune ale Râșnovului, care sunt deservite, bineînțeles, de toate utilitățile.